Potrivit modificărilor legislative recente, autoritățile și instituțiile publice au obligația înființării Registrului Public de Evidență a Salariaților pentru persoanele plătite din fonduri publice și angajate în baza unui contract individual de muncă, a unui act administrativ de numire, ori a unui altfel de act emis în condițiile legii. Sunt exceptate de la această obligație ministerele uh, care au responsabilități pe apărarea, uh, de apărare națională, serviciile speciale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apărării. Acestea sunt obligate, vor fi obligate să transmită doar o situație a personalului către, ministere, către Ministerul Muncii în urma unor negocieri. Registrul în discuție nu este format încă, dar primul pas este acela de a transmite de către fiecare instituție și autoritate publică a unei declarații electronice către ANAF. Este vorba de formularul M500 care este disponibil pe site-ul administrației financiare. Acesta trebuie completat în termen de 10 zile de la data publicării ordinului în monitorizare. Până săptămâna viitoare ar trebui ca toate aceste instituții și autorități să transmită această declarație către ANAF. Acesta este un prim termen urgent. Acest prim termen de 10 zile de la data publicării ordinului semnifică transmiterea informațiilor pe luna noiembrie, urmând ca până pe 25 ale lunii să fie transmise informațiile pe următoare pentru fiecare lună în parte. Prin această măsură s-a dorit o centralizare și o coroborare a informațiilor privind salariații.